Biblioteca Municipală Gala Galaction a reluat programul Biblioteca de Vacanță și a ales ca loc de lectură pentru copii foișorul din Parcul Mihail Cemănciulescu. Copiii sunt așteptați în fiecare zi de marța lunii iulie între orele 9 și 12 la foișorul din Parcul Grădina Publică pentru a citi și colora cărțile puse la dispoziție de Biblioteca Municipală. Și anul acesta, Direcția pentru Cultură, Educație, Creație și Sport, prin intermediul Bibliotecii Municipale Gala Galaction, s-a hotărât să le ofere copiilor din municipiu și nu numai lor și alte activități dedicate vacanței. Am hotărât ca în fiecare zi de marți să venim în grădina publică cu cărți, reviste, albume, enciclopedii potrivite vârstei lor și să-i atragem la lectură, să-i ajutăm să socializeze între ei, să-și descopere pasiuni nebănuite, să afle despre animale, despre orașe, despre civilizații trecute, să îmbine joaca cu lectura. În afară de ziua de marți, când vom reveni de la ora 9 până la ora 12, ne veți găsi și joia, începând cu 20:30, cu proiecțiile video animate. Vom relua programul de anul trecut, Seara când poveștile prin viață. Deci Bibliovacanța este și anul acesta în parc, alături de copiii roșioreni. Biblioteca Municipală derulează acest proiect educativ prin care și-a propus să atragă un număr cât mai mare de copii la toate activitățile programate în vacanța de vară, să descopere lumea fascinantă a cărților și plăcerea lecturii.